Dacă veniți în Țara Mocanilor, v-aș lega cumva de suflet să vizitați mănăstirile din zonă. Sunt aici câteva care chiar merită pentru frumusețelor, pentru duhovnicia asta aparte, așa de munte, specifică zonei acestea. Toate frumoase, toate au câte ceva de oferit, iar mănăstirea Lupșa are o bisericuță de lemn în spatele meu, poate fi văzută, care ar putea fi cea mai veche biserică de secol XV din Transilvania, de lemn. Acum, dacă e așa sau nu e așa, o să aflăm de la starețul mănăstirii, părintele Melchisedec Ungureanu, care e lângă noi și tot lângă noi și paznicul mănăstirii, care este roche și care se va mișca. Biserica noastră este singura biserică de lemn de secol XV din Transilvania care s-a păstrat și eu socotesc că e o minune. A scăpat de tunurile lui Bucov, o biserică fragilă, care putea fi aprinsă cu un chibrit, cum s-ar zice, și n-au scăpat mănăstiri, cum era mănăstirea Sâmbăta, unde n-au putut decât să dărâme turla și să surpe, ca să surpe viața. E, aici biserica a supraviețuit, a trecut peste lucrurile astea și a rămas. E unică, la Iehud, în Maramureș, una mai veche, și restul sunt cam de secol 17-18. Avem o datare mai concretă cu privire la biserică? Știm mai corect în care parte a secolului al XV-lea ar fi fost ridicată? O datare exactă nu există. Șematismul de la Blaj menționează data de 1429 ca an în care s-a ridicat biserica mănăstirii. În secolul XIV-XV, în Lupșa era un cnezat românesc înfloritor și atunci cneazul Cântea, care era în Lupșa, ar ridica și biserica mănăstirii la 1429, spune tradiția. Pentru că prima atestare documentară, primul înscris care l-am găsit când am studiat un pic istoria bisericii, este pe altarul bisericii la 1698, când cupola bisericii a fost transformată și schimbată de către niște meșteri renascentiști într-un tavan casetat care nu e în duhul bisericii ortodoxe, dar este acum tavanul bisericii noastre. Dar la 1700, când a fost prigoana generalului Bucov, biserica a scăpat de tunurile lui pentru că episcopul greco-catolic Petru Paul Aron era dintr-o localitate învecinată din Bistra. Și el a scris împărătesei Maria Tereza și generalul Bucov să nu distrugă biserica și în această scrisoare el o numea Per Anticum. Adică la 1700 o socotea foarte veche. Foarte veche. Faptul că a fost cumva salvată prin intervenția lui Petru Paul sau Pavel Aron și a devenit greco-catolică o bună bucată de vreme. A 100 și ceva de ani. Da. Practic a dus la supraviețuirea ei. Ea s-a întors apoi, practic, în originile ei ortodoxe, dar suferind de-a lungul timpului toate aceste mici modificări. Într-adevăr, nu arată ca o biserică de lemn clasică, nici măcar nu-ți dai seama că e de lemn. Ea e îmbrăcată. Lemnul este, practic, îmbrăcat în tencuială. Acum, părinte, ce se întâmplă cu ea? Ce statut are biserica? Biserica este cea care ne-a adunat în jurul ei și tot ce se vede, tot ansamblul mănăstiresc a luat și a prins viață lângă această biserică și prin binecuvântarea Sfântului Ierarh Nicolae. Noi facem slujbe în fiecare joi, pentru că ziua de joi este închinată Sfântului Ierarh Nicolae și facem peste an slujbe și nu vrem să lăsăm biserica să nu fie slujită la altarul ei, dar acum noi am făcut un paraclis în clădirea nouă, unde e un pic mai mare decât biserica pentru nevoile obștii și nevoile credincioșilor care vin la noi și participă la slujbe și acolo facem slujbele de zi cu zi. Acum, părinte, așa ca de final, celor care vin în zonă, ce le recomandați? Eu zic că binecuvântarea mănăstirii, în primul rând, este biserica veche, dar pe lângă biserică mai avem în paraclisul nou o icoană făcătoare de minuni, copie după icoana făcătoare de minuni, Paramitia de la mănăstirea Vatopedu, pe care starețul mănăstirii Vatopedu ne-a dăruit-o în 2004 și care mângâie mult credincioșii și mulți vin să se închine la icoană și să ia binecuvântare de la Maica Domnului și primesc ajutor și mângâiere. Asta ar fi, în două cuvinte, esența mănăstirii Lupșa. Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și icoana Maicii Domnului din Biserica Sfântului Siloan Atonit.